Pe 21, 22 și 23 martie se sărbătoresc în fiecare an zilele mondiale ale pădurilor, apei și meteorologiei, motiv pentru care specialiști în domeniu, dar și factori de decizie, se reunesc pentru a dezbate strategii de dezvoltare, dar și proiecte care să valorifice aceste daruri ale naturii. Un astfel de eveniment s-a consumat vineri, 21 martie, la București, în aula Academiei de Științe Agricole și Silvice, unde au participat ministrul delegat pentru păduri, ape și piscicultură, reprezentanței mediului academic, ai ambasadelor și parlamentari. Giurgiu a fost reprezentat de deputatul Nicolae Florian, care, prin intervenția sa, a subliniat faptul că este nevoie de inițiativă și implicare politică pentru ca resursele naturale să facă obiectul unor proiecte care să ducă la dezvoltarea economică și socială a României, implicit a județului Giurgiu, aflat la Dunăre. Cuvântul meu în cadrul acestui forum s-a bazat în principal pe respectarea acestor elemente naturale și pe învățarea din armonia și echilibrul naturii, a unor activități și a unor inițiative de consens politic pentru dezvoltarea economică și socială a României și implicit vorbesc acum de orașul nostru, de județul nostru. Evenimentul s-a desfășurat sub egida a două mari teme: Anul Internațional al Cooperării în domeniul apei și Observând vremea, putem proteja viața și bunurile. În acest context, accentul s-a pus pe faptul că este prioritar în strategia de dezvoltare în acest domeniu asigurarea accesului la apă de calitate adecvată și în cantitate suficientă, atât pentru consumul casnic, cât și pentru agenții economici, precum și diminuarea riscului la inundații și secetă. S-a pus problema dezvoltării sistemului de împăduriri, creării de perdele forestiere de-a lungul drumurilor rutiere și căilor ferate. S-a vorbit și de modalitatea de gospodărire a apelor în contextul schimbărilor regimului climatic din România și a încălzirii globale. În cadrul evenimentului s-a mai subliniat faptul că, în contextul actual al schimbărilor climatice, importanța resurselor de apă este foarte mare, iar eforturile trebuie să se concentreze către utilizarea, dezvoltarea și protecția resurselor de apă într-o manieră echitabilă, durabilă și rezonabilă. S-au mai dezbătut teme precum meteorologia și schimbările climatice, mijloace de contractare, dar și rolul societății în stoparea schimbărilor climatice la nivel global.